În urmă cu 15 ani, municipiul Câmpina s-a deschis secția de carte în limba engleză din cadrul bibliotecii municipale. Cu ocazia acestei aniversări, elevii din diverse școli au prezentat mai multe momente deosebite. Big bad wolf, I'm not afraid of the big bad wolf. Tra la 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 la. Astăzi avem plăcerea de a sărbători 15 ani de activitate acestei secții de carte în limba engleză. Facem parte din Biblioteca Municipală Dr. Cei Strati. Datorită Fundației Engleze, East European Information Share Trust, funcționăm cu un fond de carte de peste 11.000 de volume din toate domeniile cunoașterii, beletristică, drept, economie, religie, geografie, istorie. În cadrul evenimentului a fost prezent și primarul municipiului Câmpina, Horia Tiseanu. Într-o lume în care limba engleză este din ce în ce mai folosită, o bibliotecă de limba engleză are un rol deosebit în dezvoltarea, transmiterea acestei limbi străine în Câmpina și în România, de aceea înființarea ei la Casa Tineretului și susținerea ei și dezvoltarea mi se pare un lucru extraordinar pentru câmpineni și în primul rând pentru tinerii care acum pornesc în viață și printre alte abilități trebuie să aibă neapărat și cunoștințe de limba engleză. Cu această ocazie, edilul șef a dorit să le transmită un mesaj angajaților din cadrul Bibliotecii Municipale. Doresc să-i felicit pe toți cei care se ocupă de această bibliotecă limba engleză, Roxana Angheloi în primul rând, dar și de la cei de la Biblioteca Municipală, Liliana Ene și toți ceilalți angajați, pentru că împreună fac o treabă bună, împreună susțin această bibliotecă municipală, fie limba română sau limba engleză, care tinde să fie mai mult decât doar o bibliotecă cu cărți și tind să devină centre de cultură. Și eu le mulțumesc pentru efortul lor și le doresc succes în continuare. În încheierea evenimentului, Biblioteca Municipală a inaugurat și centrul internet cu acces gratuit Biblionet.